Recent revenită de la campionatul european din Luxemburg, Adina Diaconu și-a reluat intens antrenamentele. În curând, slătineanca va împlini 18 ani și va putea evolua la alte cluburi din afara țării. Adina a ales un club din Spania, dar va rămâne legitimată și la CSM Slatina. După ce voi împlini vârsta de 18 ani, voi avea voie să joc și în Spania, dar bineînțeles că eu voi juca și acasă la CSM Slatina până la anul. Deci voi juca, eu mă voi antrena aici, voi sta acasă și în Spania mă duc doar la meciuri. Această plecare a Adinei să joace și în Spania nu afectează cu absolut nimic prezența ei în campionatul românesc, atât pe echipe cât și individual, pentru că există un regulament între țările din Europa în care se spune că au voie să joace în două campionate. Pentru Adina, această experiență îi va aduce mai multe beneficii. Pentru Adina este o experiență nouă, joacă într-o echipă cu jucătoare de valoare, e o echipă campioană a Spaniei, e o echipă care a câștigat numeroase medalii în campionatele europene pe echipe. Deci eu cred că e de bun augur pentru ea. Cred că Adina va avea mult de câștigat din punctul de vedere al evoluțiilor ulterioare. De luni, Adina se va afla în cantonament în Turcia cu lotul de junioare în vederea participării la Open-ul Poloniei și cel al Ungariei.